Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava acordă o atenție deosebită modului în care va începe și se va derula activitatea în campusul USV în anul universitar 2020-2021, inclusiv în ceea ce privește cazarea studenților în căminele universității cu respectarea măsurilor din ordinul numărul 5487 pe 1494 din 2020, emis de către Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății, dar și în alte locații decât cele ale universității în cazul studenților care locuiesc în spații private. Pe lângă posibilitatea cazării în căminile proprii, USV vine în sprijinul studenților care se vor caza pe cont propriu prin oferirea unei subvenții de cazare. Astfel, conform ordonanței de urgență numărul 73/2004, studenții de la forma de învățământ cu frecvență care studiază pe locuri finanțate de la bugetul de stat și care locuiesc în alte spații decât căminile universității pot primi lunar o subvenție individuală de sprijin pentru cazare în vederea acoperirii parțiale a cheltuielilor de cazare. Potrivit legislației în vigoare, cuantumul maxim al subvenției este echivalent cu valoarea alocației de cazare în cămine. În acest an universitar, suma prevăzută este de 1400 lei pe an. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească studenții care vor dori să obțină subvențiile individuale pentru cazare sunt următoarele: să nu aibă domiciliul sau reședința în localitatea în care se află instituția de învățământ superior, să provină din familie cu venituri brute lunare pe membru de familie care nu depășesc salariul minim brut pe economie, să aibă vârsta de până la 29 de ani, să nu fie cazați în căminile studențești ale USV. Solicitanții pentru subvenția individuală de sprijin pentru cazare vor depune solicitările la secretariatele facultăților de care aparțin, împreună cu documentele doveditoare. Menționăm faptul că subvenția nu se acordă pe perioadele de vacanță.